Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un caz extraordinar în Germania, unde o familie de români venită în vacanță cu copilul, care, copilul de vârstă școlară, a fost reclamat de autoritățile germane la cele române, pentru că minorul ar fi trebuit să fie la școală, nu în vacanță, nu cu părinții. Bă, da, mă, băi, cât de tare. Deci, încă o dată, români în călătorie în Germania. Da. Nu erau nemți, români, ei au plecat în vacanță, s-au dus în Germania. Da, da, da. La, cum se cheamă, mă, parcurile alea? Europa Park. Europa Park. Da, nu știu, aeroportul, stai, aeroportul Algau din orașul german, Memmingen. Nu știu unde e Memmingen. 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 Dar ce căuta românii la Memmingen? Nu știu, tată, acolo se ducea la plimbare. Și când au ajuns pe aeroport, poliția germană a pus niște întrebări. Ea a întrebat pe copii care e scopul călătoriei. Ce căutați la Memmingen? Nu te supăra, și eu i-aș fi întrebat. De ce, tati? Păi nu, e pădos total, adică ce cauți la Memmingen? Nu e oraș turistic, nu e, aia cred că ei n-au, cred că au numai zbor, zboruri de-astea. Când au români, au zis, e ceva suspect. Dar nu există zbor București-Memmingen, deci ăștia veneau de undeva. De undeva veneau ei. Deci erau suspecți. Poate să vină de la München. Și au întrebat și copilul care-i treaba, copilul nu trebuie să fie la școală, ori fi întrebat nemții. Și ăștia au dat în colț, în colț, bă, ce te interesează pe tine? Și poliția germană a fost de părere că românii încalcă dreptul la școlarizare al copilului, în condițiile în care România nu era la momentul respectiv vacanță școlară. Bă, băiete, deci ăștia în Germania, când chiulești de la școală, te caută cu poliția. Dacă înțelegi? Era așa și la noi, pe vremea noastră, ca să zic așa, eu făceam multă pușcărie. Da, exact. Deci poliția germană. Dar tu-ți imaginezi România aia, care cred că s-a uitat, le-a căzut falca. Hă? Nu, copilul trebuie să fie la școală. Care e problema ta, cred că? Da, da, da. Prietene, nu, e, stai puțin. Știm, aici, tati, că de-aia suntem în vacanță, să fie mai liber parcul, să... Și poliția germană a anunțat autoritatea școlară responsabilă din București. Scrie Adevărul, deci au scris la inspectorat. Mamă, aș fi vrut să fiu un birou de la inspectorat când s-a primit sesizare de la poliția germană că e o familie cu un copil. Cred că s-a lăs cu lacrimi. Da, cred că erau, măi, ia fi Costele, vino în coa. Veniți, mă, în coa. Ia, mă, tu știi mai bine germană. Ce vrea ăștia, mă? Da, acum ar urma, potrivit legii, ca inspectoratul școlar să anunțe primăria, care să stabilească și cuantumul amenzii. Ce amendă? În baza aceei, bine, există o lege care permite amendarea părinților ai căror copii absentează nemotivat de la școală și amenziile merg până la 5.000 de lei. Serios? Există, da. În România există o lege în sensul ăsta. Chiar există. Au venit lămuriri, curg lămuririle. Deci fii atent. Sibiu, Cluj și Timișoara au zboruri directe la Memmingen, care este în sudul Münchenului și este un aeroport low cost al Münchenului, practic. Okay. Știi? Și cineva zice, Luca, în Memmingen sunt mai mulți români decât în București. Da, nu, e fascinant cum descoperim așa cât de pe lângă lumea civilizată. Suntem, după ce am dat subiectul de adinauri cu familia de români pe care poliția germană ar vrea să o amendeze pentru că era cu copilul în vacanță și copilul trebuia să fie la școală, ați început să ne trimiteți mesaje din vest. Hai să le ascultăm. Uite, le ascultăm chiar acum. E nimica ce ziceți, băi, fraților. Peter din Londra. Eu am primit amendă 120 de lire că mi-am luat copilul mai repede cu o zi de la școală și nevastă mi-au primit și ea. Pentru că mi s-a zis, dacă eu sunt inconștient, măcar partenerul ar trebui să fie conștient că nu poți priva copilul de dreptul de a merge la școală. E, așa că pentru o zi, că am luat-o mai repede la școală, am primit 240 de lire amendă. Ce bonus ca să-mi încep vacanța. O zi bună, fraților. Peter, îmi pare rău pentru experiența ta, dar mi se pare formidabil ce diferență deci culturală e. Da. Pe soția au amendat-o preventiv. Că, da. Au amendat-o că n-are să ai grijă să nu da, se mai au amendat-o că nu îl bate la cap ăla. Adică, care e problema? Știm că bărbatul e responsabil, dar tu? Ia și tu amendă, înțelegi? 240 de lire amendă. Fascinant, mai avem mesaj. Ia. Salut, băieți, din nou, Mihai. Apropo de amenzile cu școala, inclusiv băiatul meu, eu sunt în Germania, inclusiv băiatul meu în ultima zi de școală din primul an când a venit aici, nu s-a mai dus, crezând că e ca și în România, și la începutul următorului an școlar am primit 90 de euro eu, amendă, 90 de euro băiatul meu a primit amendă. Deci în total 180 de euro pentru neprezentarea în ultima zi de școală. Băi, frate. Așa este în Germania. Și dacă s-au dat și în România, bravo și cinste lor. Eu nu știu dacă s-au dat în România. Am verificat, în 2019 a fost modificată legea educației, s-au promulgat mai multe schimbări atunci, printre care, uite, s-au introdus aceste articole. Părintele sau tutorele legale este obligat să ia măsuri pentru școlarizarea elevului, nerespectarea
din culpa părintelui sau așa, se pedepsește contravenție, se pedepsește cu amendă cuprinsă între 100 de lei și 1000 de lei, ori cu muncă echivalentă în folosul comunității, prestată de părinte sau de tutorele legal. Deci, în principiu, adică nu în principiu, avem lege promulgată. Dacă nu asiguri școlarizarea, adică dacă nu ai o motivație clară pentru faptul că îți lipsește copilul de la școală în ziua respectivă. Dar nu cred că ăsta e sensul acestei legi. Cred că e la modul că îl trimis pe copil la muncă și nu se duce la școală deloc, nu că lipsește într-o zi. Da, adică la noi nu cred că se aplică sub nicio formă. Adică nu se aplică, dar s-ar putea aplica. Asta adică da, adică avem un cadru. Nu spune câte zile, adică știi ce? Legea se aplică în cazul în care copilul lipsește 3 luni de la școală, că e clar că nu e asigur școlarizarea. Nu spune asta. Și este, sunt convins că este o modificare, o lege de inspirație europeană. Adică cum fac alții, nemții, englezii sunt doar două exemple pe care le-am primit acum, în câteva minute, discutând întâmplător subiectul. Dacă ne-am apucat să investigăm subiectul, am descoperit că probabil sunt în multe alte locuri. Da, am primit mesaj și din Spania, dar scris, de la o doamnă care ne spune că și acolo copiii de vârstă școlară nu pot să stea pe stradă dimineața când ar trebui să fie la școală. Dacă se întâmplă așa, poliția te ia la întrebări. La noi, de exemplu, Ștefan al meu, ăla mare, intră la școală la 12:01, deci dacă e dimineață pe stradă, poate să spună că e schimbul 2 la școală. Uh-huh. Adică la noi nu prea e. Există scutire și în Germania. Sora mea, uite, zice cineva, trăiește în Germania. Am avut o nuntă într-o sâmbătă în România și au trebuit să vină de vineri. Uh-huh. Au luat o foaie de la școală, cum că merge la nunta fratelui și atunci a putut să plece. Astfel, la control, trebuia să arate foaia, dacă nu, amendă. Da, normal. Deci, se prinde cu copilul pe școală. Deci, eu n-am observat asta. Cumva, luni, vineri, cred că nu e nici cu un copil pe stradă în Germania. Uite că nu m-am gândit, deci nu știu dacă... n-am observat chestia asta. Da, deci există scutirea, evident că există scutirea. Da. Copilul, dacă absentează, trebuie să absenteze nemotivat. Dar uite că autoritățile din lumea civilizată întreabă părinții, ce-i cu copilul? Nu trebuie să fie la școală? Păi l-am luat cu noi. L-ați luat cu voi? Amendă, 120 de lire, nu știu ce amendă, nu știu cât. Nu, nici la noi nu mai e de banda dacă era odată, de cum era în generația noastră. Eu puteam să plec de la școală când voiam eu, cum voiam, nu mă întreba nimeni nimic. Acum, de exemplu, la școală, la e-mail, copilul n-are voie, nu-l lasă paznicul să părăsească incinta, dacă nu e părintele sau dacă nu, eu trebuie, dacă e cazul să-l învoiesc pe Ștefan, se întâmplă ceva, trebuie să o anunț pe doamna dirigintă. Altfel el nu poate ieși din școală. În schimb, partea asta, într-adevăr, la noi suntem mulți, adică hai să fim sinceri. Mai ales când sunt copii de ciclu primar, când nu e miza examenului din clasa 8-a și așa mai departe, mulți dintre noi am mai luat o zi, două, pentru un city break, pentru, știi, o amendă, vacanță prelungită. Amendă și bătaie. Dat mesaj, doamnă, nu vă supărați, doamna învățătoare, da. Mateiași o să lipsească vineri, la tine... și luni. Deci era de bandadă, nu ca pe vremea mea. Pe vremea mea nu era deloc de bandadă când am făcut eu școala. Pe noi păi ne întreba mai la sfârșitul școlii, adevărat, când ne duceam să bem bere la restaurantul Doina, dacă avem 18 ani. Și noi spuneam da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.